Nicoleta și Dumitru Hanganu este familia care ne-a deschis cu drag ușa casei în această ediție. Am stat la povești de familie, am aflat detalii despre noul videoclip al Nicoletei pentru piesa Cine n-are dor de mamă și am cunoscut-o pe micuța familiei, Dragostina, care chiar m-a și învățat să cânt la pian. De această dată mergem în ospețe la familia Hanganu. Să vedem cine din membrii aceștia ne deschide. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Intrați, vă rog! Intrați! Cu zâmbet, căldură și amabilitate, așa a fost întâmpinată echipa Busuioc TV în familia în care muzica, talentul și dragostea sunt la ele acasă. Cât de des se deschidea ușa familiei Hanganu pentru prieteni, pentru oaspeți? De fiecare dată când avem ocazia, avem ceva timp liber și ne vine inspirația să pregătim ceva gustoșel, putem să chemăm niște prieteni. Sunteți pe acest segment de muzică populară care încearcă să păstreze tradițiile. Și dacă ne referim la tradiții, mai sunt în familiile moldovenilor tradițiile de cândva, obișnuințele atunci când se primeau oaspeții, se întindeau mese mari, se cânta poate până în zori? Depinde cine intră în ospeție, dar așa, ca să zic, masă mare, când a fost la Casa Nouă, chiar când am trecut, atunci am adunat foarte mulți prieteni apropiați, oaspeți dragi nou, lăutari, muzicieni, rude și așa mai departe. Cam la așa evenimente ne adunam mai mulți. Cum este atmosfera într-o familie pe care membrii unește nu doar dragostea, dar și pasiunea pentru muzică? Este foarte bine. Foarte călduroasă, zice eu. Ne înțelegem. Dacă eu sunt plecat mai mult de acasă, pe la petreceri, turnee, ea mă înțelege și la fel și eu înțeleg că chiar ne rânduim câteodată. Dacă ea cântă, eu stau acasă cu copilul. Cum arată o seară în familia Hanganu atunci când toate lucrurile au fost bifate cu succes? Cum se petrece o seară liniștită? O seară liniștită, aș zice eu, toate serile sunt liniștite. Ne facem fiecare cu demnitate lucrul fiecărui în parte și ne întâlnim seara acasă, frumos luăm cina împreună. Știu că fiica și cântă, mi-a șoptit ea așa în pauze și tatăl a învățat-o să cânte la pian cel puțin. Cum au fost primele lecții? Nu doar eu, și Nicoleta, soția, la fel, insistă foarte mult acasă cu lecțiile. Eu aș zice că ea foarte repede prinde tot ce îi arăt sau îi arătăm și îmi pare bine pe calea aceasta, fiindcă și chiar și niște colegi de-a mei, cine am mai văzut-o când era chiar și mai micuță și a cântat ceva acolo, chiar și gama, do major, e rămas plăcut uimit, a zis că așa de mică și așa de bine intonează deja. Deci nu multă energie pierdem ca să-i explicăm muzica. Că v-am tot întrebat ce faceți în seriile mai relaxante, obișnuiți să cântați în familie? Da, să știi că sunt niște momente foarte frumoase atunci când tăticul se așează la pian, Dragostina și ia microfonul cu stativul meu, se ridică pe pat și începe să cânte ceva melodii care îi vin ei și tăticul o acompaniază. Este foarte interesant, foarte frumos. Văleleu, văleleu, tăti prin cu furnici.
Agostina, micuța artistă a familiei, impresionează atât cu vocea dulce, cât și cu iscusința de a cânta la pian la doar cei 5 anișori. Dacă ți dau o provocare să mă înveți și pe mine, accepți provocarea? Da. Dragostina a moștenit talentul în egală măsură de la tatăl, Dumitru Hanganu, instrumentist în orchestra Lăutarii, dar și de la mama, interpreta Nicoleta Sava Hanganu. La începutul verii, aceasta și-a îmbogățit repertoriul cu încă o piesă, pentru care s-a filmat și un videoclip, Cine n-are dor de mamă. Acesta este titlul noii producții, capabilă să atingă coardele sufletului. În primul rând a venit verișoara mea, Diana Sava Daranuța, cu textul acestui cântecel, după care am apelat la cineva să facă melodia și am ajuns la concluzia că, uite, acest cântecel ar fi bine să fie și filmat așa, un videoclip mai serios, să zicem. Și iarăși la Diana am apelat și pe cine puteam să iau, dacă nu pe soț, pe mama, sora mamei, și am făcut videoclipul cu ei. Dumitru, în prima fază când ai ascultat piesa, care a fost verdictul tău și, de fapt, cum ai contribuit pe lângă jocul actoricesc în realizarea acestei producții? Eu am susținut-o din tot sufletul și, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult melodia. Am susținut-o și am și imprimat-o și eu. Și, desigur, că mi-a zis că își dorește un videoclip, am susținut-o și eu zic, hai să facem, vedem și noi ce iese. Și a ieșit cât de cât frumos, cred eu. Ajunsesem totuși la videoclip. Am regăsit niște imagini superbe, chiar pare că nu mai sunt utilizate în videoclipurile sau în producțiile noastre. Unde le-ați prins? Și acea căsuță ruptă din poveste. Da, să știi că sunt filmate la Butuceni, la Orcheiul Vechi, și mare noroc am avut de regizoarea, care este la fel de Ana Sava Daranuța, care are un ochi așa deosebit și prinde niște locuri care practic sunt la vedere, dar unii nu le observă. Și am evitat acea cruce, acele stânci sau acea bisericuță, pentru că sunt folosite foarte des. Și uite că Diana a găsit ceva deosebit acolo. Cam cât timp s-a prelungit filmările, așa încât să iasă totul ca la carte? Două zile, a mai fost filmat și câte ceva în altă parte, nu doar la Butuceni, dar în mare parte acolo. Am observat niște ținute la fel de frumoase. Care este povestea lor, de fapt? Albă, în care sunt mai pe la sfârșit, rochița mamei, șorțulețul mamei este cusut de ea,
altă. Deci a contribuit foarte mult și mama mea la acest videoclip prin ținutele ei. Ca fiecare familie de artiști ce se respectă, Dumitru și Nicoleta Hanganu au adunat și o colecție de piese vestimentare populare, prețioase în primul rând ca valoare spirituală. Zicea o cămașă foarte veche, adusă de maestru Ioan Paulencu, care mi-a fost și pedagog la conservator, mi-a adus-o din părțile lui de Baștină, din Bucovina, și e o ie foarte frumoasă, cusută în sticlă de nisip sau mărgele de nisip, li se zice. Așa. A doua ie mi-a fost făcut cadou de mama mea, un costum întreg, iată și fustița, este și catrința pe undeva. Apoi am primit un mare cadou de la soacra mea, sau cum îi zic eu, cea de-a doua mamă. Un cadou care vine, are rădăcini mult mai adânci, are, cred că, aproape de 30 de ani la ea. A fost adusă de, cum spuneam și mai devreme, de regretatul socrul meu, Valeriu Hanganu, și a fost făcută cadou soției și ea a ținut-o pentru mine, așa a ieșit. Da, pentru Nora. La ea țin foarte mult, pentru că este la fel ca și cum mi-ar fi dăruit-o însăși socrul meu. Vreau să vă zic că eu nu am auzit doar povești despre el sau am văzut doar poze, ci am stat chiar și la el în brață, pentru că familia noastră a fost prieteni și foarte des ne vedeam și îl iubeam foarte mult. Văd aici un brâu. Da, acest brâu tot este al lui Valeriu Hanganu, al socrul meu. Un brâu cu mare istorie. A văzut multe concerte, multe turnee. Cred că are multă istorie. Dacă ar putea vorbi, ne-ar spune foarte multe. O ie care a fost făcută la comandă de Maria Cristea. Așa, o ie foarte scumpă, să zic eu. Este foarte ornamentată, dacă observați. Aici este o cămașă de-a lui Dumitru. Așa, mai avem niște catrințe pe aici, avem brâul lui Dumitru, acolo avem opincuțele Dragostinei, pentru că și ea are costum. Așa, avem... Această colecție, mai știu că ai și o colecție de bijuterii, care este făcută chiar de tine. De unde până unde această pasiune? A venit așa spontan atunci când aveam nevoie de niște cercei pentru ținuta mea de mireasă. Și nu puteam să găsesc așa pe placul meu. Și uite că mi-a venit ideea să încerc să-mi confecționez singură și am reușit. Până la urmă, cercei s-au transpus ceea ce era în imaginație, s-a transpus în realitate. Foarte, foarte finuți așa și drăguți. Este doar un copil sau s-a transformat poate și într-o mică afacere sau a rămas la nivel de hobby? Este mai mult totuși la nivel de hobby, deși am mai avut câteva comenzi, așa, nu prea mari. Am foarte multă atenție, am acordat colierilor foarte mari, am făcut și brâie de acest gen, foarte late, pentru o colecție de moda a cunatei mele și sunt părțile de sus deja aici expuse, care mi-au revenit tot mie. Văd foarte complicat și mare. Cam care este de fapt tehnica și cât durează să-l realizezi? Durează diferit, pentru că depinde cât muza, știi, cât este de activă. Uneori îmi reușește foarte repede, alteori, în primul rând, până fac schema acestea, ca să vină exact rotundul ăsta pe care îl doresc eu sau lejeritatea care îmi trebuie mie. Dar, nu știu, știi, mi se dă ușor, mi se dă foarte... vine de la sine, pentru că îmi place. Ce pietricele folosești? Am început să lucrez cu pietrele Swarovski și iată și brățara, care tot vine la o ținută de mireasă în primul rând, dar și la multe altele. Am și colier făcut, tot este din pietre Swarovski, pentru a fi purtate la gât, dar și pentru mașini. Sunt tot confecționate din pietre Swarovski și sunt extraordinar de frumoase. Deci, crede-mă că ceea ce vezi tu aici în realitate nu prea se vede pe cameră.
sunt mult mai frumoase în realitate. Este o piesă care, la care ții cel mai mult? Să știi că țin foarte mult la toate lucrările mele, însă este una și este vorba de această brățară pe care am finisat-o exact când, deci aproape de naștere. Și i-am pus denumirea Dragostina pentru că așa culoare la ochi avea Dragostina când s-a născut. Am stat la povești cu familia Hanganu până spre apus, la ora cinei, așa că membrii casei nu au ezitat și ne-au poftit la o cină vegetariană copioasă. Cine n-are dor de mamă, e ca frunza.